că nu există român care să nu știe uh, cine a fost Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, deocamdată singurul cosmonaut român care, uh, care a ajuns în, în cosmos. Uh, probabil că este o întrebare care vi s-a mai adresat de nenumărate ori. Când și pe cine vom mai trimite? Al doilea român? Da. O tare aș dori să știu și eu. Teoretic avem această posibilitate ca membri plini în Agenția Spațială Europeană. Problema nu se pune de a găsi tineri capabili pe care să-i pregătim să-i trimitem în cosmos. Problema se pune de a avea un acord cu o entitate care poate să-l trimită în cosmos și atunci începe selecția, începe pregătirea. Nu are rost să selecționăm, să pregătim un om, nu știm pentru ce se investește în el, s-ar putea să investească degeaba pentru o perioadă de timp, după 10-15 ani, acesta să nu mai fie apt să se pregătească pentru zborul cosmic și să trebuiască să găsim altul. Deci, o selecție se demarează doar atunci când există deja prefigurat un program la care să participăm concret. Iar pregătirea de specialitate acestuia se va face într-o instituție care aparține statului care lansează în spațiul cosmic. Fie că este vorba de Europa, Uh, există un centru de pregătire a cosmonautilor la Köln, în Germania, care îi pregătesc într-o primă fază, apoi îi trimit la Houston, dacă va fi să zboare cu americanii, sau în orășelul cosmonautilor de lângă Moscova, dacă este să zboare cu rușii, sau trebuie să vă spun că o parte din uh, tinerii cosmonauți deja europeni învață limba chineză. Sunt mulți tineri în România astăzi care doresc să devină cosmonauți. Sunt abordat des nu se știe exact când, cum, pentru că spuneam mai devreme care este contextul internațional acum. Cum am ajuns eu cosmonaut, dacă v-aș spune că datorită unei șanse neprevăzute, neașteptate, poate nu o să mă credeți. Dar, deși mi-am dorit să zbor întotdeauna, să zbor cu avionul, pentru că era mult mai palpabil pentru România în acea perioadă istorică în care am trăit eu. Zborul Cosmic a venit ca o întâmplare, o propunere din partea specialiștilor români atunci când ne efectuam stagiul militar, într-o unitate militară lângă Bacău, așa cum și le efectuau mulți alți tineri ingineri civili care participau la acea pregătire militară. Am fost anunțați că România trebuie să selecționeze candidați cosmonauti și se caută dintre noi, dintre ingineri cu o anumită specialitate, și am ridicat mâna, ne gândindu-mă niciodată că voi ajunge în cosmos, am ridicat-o pur și simplu pentru că se făcea o selecție medicală în București și o doream să ajung în București, să-mi revăd soția, care era încă studentă în București și am zis ce ar fi să încerc. Ei, de la această încercare am ajuns să fiu selecționat, abia după aceea am înțeles în ce am intrat și documentându-mă puțin mai mult, făcând niște cursuri de specialitate în cadrul pregătirii preliminare în România, am înțeles despre ce este vorba și am devenit fan al acestui domeniu de activitate, am devenit pasionat de el și am mers mai departe, m-am pregătit și am reușit să obțin cele mai bune rezultate pentru a reprezenta primul România în spațiul cosmic. Și soția atunci când v <laughs> Ați mers în, Să știți în că mai, multe, mai multe griji mi-am făcut uh, din cauza părinților mei decât din cauza soției. Soția era și inginer de aviație. Cum a reacționat familia? Uh, în momentul în care i-am spus soției știi, particip la o selecție pentru a deveni candidat cosmonaut, a zis, sigur, sigur, te încurajez, de sigur, fă dar totdeauna, abia mult timp după aceea, mi-a spus, zice, întotdeauna s-a gândit că nu eu voi fi cel care zboară în spațiul cosmic. Și s-a gândit la acest lucru din motive foarte practice, familiale, și a spus, dacă zbori în cosmos și devii persoană publică, nu mai aparții familiei. E, trage toată lumea de tine, instituții, deplasări numeroase și vei sta mai puțin cu familia. Este adevărat, S-a întâmplat așa, dar am făcut tot posibilul să țin aproape de familie, să fiu alături de băieții mei, să-i cresc în condiții foarte bune, să-i creștem în condiții foarte bune. Desigur, cu sacrificii mari. Fost. Îmi aduc aminte că atunci când eram spre sfârșit cu liceul și trebuia să-mi aleg un drum din punct de vedere al studiilor superioare, găsisem într-o anuar de învățământ superior un singur loc. Unde era pomenită aviația în învățământul superior românesc, era o, facul... era o secție de aeronave în cadrul facultății de mecanică din cadrul Politehnicii Bucureștene. Am zis, acolo trebuie să mă duc. În Brașov, de unde eram eu, exista o politehnică și există încă o politehnică foarte puternică, dar care nu avea tangență pe atunci cu aviația. Părinții au încercat să mă convingă să rămân în Brașov. Cum să pleci tu în București? Ce faci tu acolo? Cum te descurci? Ca orice părinte. Trebuie să rămâi aici cu noi. Și eu am zis, nu, 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 eu vreau aviație și vreau acolo. S-au speriat că va trebui să zbor, că este periculos dacă zbor. În sfârșit, până la urmă, i-am convins, m-am suit în tren, mi-au dat niște bani de cheltuială, am ajuns la București, m-am dus la un cămin unde știam că se cazează candidații pentru inginerie. M-am dus, m-am înscris la Facultatea de Aeronave, la acea secție, am dat examenele, am intrat, m-am întors în Brașov, toată lumea fericită că am devenit student. Și în toamna aceea, acea secție de aeronave s-a transformat în facultate de sine stătătoare. Și am început, practic, din anul întâi, facultatea de inginerie aerospațială, cu specializări și așa mai departe. În timpul facultății am avut ocazia să zbor în cadrul aeroclubului. Ei, vă închipuiți că părinții mei erau atât de speriați de zbor, ei nu zburaseră niciodată cu avionul. N-au avut ocazia, pur și simplu. Încât nu le-am spus. Abia după mult timp le-am spus, știi, am zburat și în cadrul aeroclubului. În momentul în care am fost selecționat pentru spațiul cosmic, mă gândeam cu multă emoție ce or să spună, cu avionul cu avionul, dar cu racheta e mult mai mult și mult mai periculos. Ei bine, când am fost selecționat, m-am dus și am spus mamei întâi, nu că nu aveam dialog cu ambii părinți, dar mama era cea care dădea tonul și care spunea da sau nu și tata după aceea confirma ceea ce spunea mama și am povestit că știam am fost selecționat să zbor în spațiul cosmic, s-a uitat la mine, destul de îngrijorată, s-a gândit și a zis, mamă, dacă oamenii aceia au nevoie de tine și atât de important, du-te. V-a fost vreodată teamă pentru viața dumneavoastră? Am avut însă și un sentiment de teamă. Și l-am avut cu o zi înainte de lansare. Nu în timpul zborului cosmic, nu când eram în rachetă, nu când mă împingea cu 4G spre spațiul cosmic, ci cu o zi înainte de lansare, când prin cap mi-au trecut tot felul de gânduri. Știam că au fost și accidente în domeniul spațial, știam că au murit și oameni, că au fost sacrificii. Desigur, neașteptate, întâmplate din anumite motive care au fost remediate ulterior la următoarele nave cosmice. Dar cu toate acestea, gândul îmi de strec prin cap. În ziua în care am fost lansat însă, totul a intrat într-un ritm alert, deplasarea la baza de lansare, ultimele pregătiri, interacțiunea cu specialiștii care construiseră racheta, care o montaseră, care o asamblaseră și era deja pe rampa de lansare, cu delegațiile guvernamentale care au venit să confirme determinarea de a continua programele spațiale jurnaliști, îmbrăcarea costumului de scafandru cosmic, verificări, testări acestuia la sol, deplasarea la racheta purtătoare cu două ore înainte în rachetă. Toate au fost într-un alert în care, ritm alert în care nu am avut timp să mă gândesc la ceva rău. Și abia când racheta a pornit și am început să simt că sunt împins din spate, interiorul rachetei navei cosmice arătând exact ca simulatorul în care efectuasem sute și sute de ore de pregătire, abia atunci am simțit practic că sunt în zbor spre spațiul cosmic.